De astăzi sau în conținutul Evangheliei de astăzi pe care l-ați ascultat, întâlnim două cuvinte distincte. Îndrăzniți, deci asta înseamnă curaj într-un termen pământesc și o să vedem noi ce fel de îndrăzneală sfântă trebuie să avem, și în același timp cuvântul puțin credinciosule. Deci iată o măsură altui cuvânt. Și mai întâlnim o mare tulburată. Marea acestei vieți. Vedem la slujba parastasului, când spunem marea vieții înălțându-se, de viforul ispitelor la limanul tău cel lin alergând, strig către tine, scoate din stricăciune viața mea, mult milostive. Astăzi se încheie postul, adică la noapte. Mâine este adormirea Maicii Domnului. Și cele două evanghelii se leagă. Sărbătoarea de mâine a adormirii cu sărbătoarea de astăzi a furtunii nu fac altceva decât să scoată în evidență ce? Rolul și scopul Maicii Domnului în istoria creștinătății și în istoria mântuirii ca tron al lui Dumnezeu suvrem, în același timp rolul Maicii Domnului la mântuirea lumii prin cuvântul fie și restaurarea lumii, și cei care vor fi mâine la biserică și până veți mai duce Necula, Putna și toate locurile unde este hramul Maicii Domnului, veți auzi învățături care o cinstesc și o slăvesc pe Maica Domnului în cuvinte prea alese și prea minunate. Nu sunt graiuri nici cuvinte, Doamne, ca să laude cuvintele tale. Adică atât de înaltă și de aleasă și de sfințită și de cinstită este, încât cuvintele noastre sunt puține, slabe și de prisos. Deci rolul Maicii Domnului este tocmai rolul de corabie spirituală, dacă vreți ca să o luăm, pentru că sub pavăza ei, biserica cea sfințită și raiul cuvântător, putem să stăm și noi la umbra lui Dumnezeu și la umbra Duhului Sfânt, feriți de lucrarea diavolească din lume. Marea de astăzi este Marea Galilei. Întâmplarea prin care Iisus trece de cealaltă parte a mării are un scop cu totul bine determinat, pentru a demonstra apostolilor că mergerea în urma lui nu e una spirituală neapărat, ci doar bucuroși că au putut să mănânce gratis pâine și pește fără să-i coste nimic. Și de ce vă spun lucrul acesta? Dați-le voi să mănânce, întâi le-a arătat apostolilor puterea pe care o pot avea și s-au înmulțit coșurile, cum v-am spus, și s-au strâns ca la 12 coșuri de fărmituri. Și a doua oară, într-o altă evanghelie a altului Sfânt Evanghelist, menționează că 7, e ceea ce înseamnă 12 apostoli, învățătura lumii și 7 taine. Dar după ce s-au suit în corabie, s-a stârnit furtuna. De ce s-a stârnit furtuna? Și s-a stârnit în miez de noapte. Probabil la vremea respectivă, corabia plutea ori cu pânză, ori cu lopeți din alea, cu palete care le dai la mână, ca să poată, vâsle, cum se spune, ca să poată să treacă dintr-o parte alta. Această mare a Tiberiadei nu este exagerat de mare. De pe un mal pe celălalt, dacă te uiți bine cu ochiul liber, nu distingi, dar se văd ambele maluri. O parte a malurilor din partea de răsărit vine spre ținutul Ghergesenilor, unde a fost demonizarea și dracii, iar partea de sud a mării, cum se spune, duce spre ținutul Magdal, de unde era satul Mariei Magdalena. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să știți că istoric acolo s-a petrecut întâmplarea cu corabia, iar Iisus a îngăduit să se tulbure marea, fiindcă a vrut să vadă cei care au împărțit atâta pâine și pește, din 5 pâini și 2 pești, care e credința lor. Și li s-au părut că văd pe Domnul. Și Petru a ieșit din corabie și a început să meargă pe mare ca pe uscat. De ce primii pași care i-a făcut nu s-a scufundat? Pentru că avea nădejdea minunii de ieri petrecută de la amurg, când au împărțit lumii să mănânce, că era târziu și spre seară, și a văzut ce putere are Iisus Hristos și cine este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Dar în momentul în care s-a îndoit în inima lui și a zis, dar dacă e o nălucă? Deci vedeți îndoiala. Cum spune omul? Părinte, dacă rezolv, nu dacă, trebuie să rezolv, părinte, dacă mă rog, dacă te rogi, și trebuie să te rogi, nu dacă, deci automat ai alungat îndoiala. În momentul când a folosit termenul îndoielnic, poate, sau să fie, sau oare să se poată întâmpla, deja
credința a dispărut și a intrat rațiunea în lucrare și Petru a început să se scufunde mare și a strigat, Doamne ajută-mă, e rugăciunea cea mai scurtă pe care o spunem și noi mergând pe drum și pe stradă și oriunde. Și spune că l-a apucat Hristos de mână și i-a zis, îndrăznește puțin credinciosule. Ce fel de îndrăzneală există? Există îndrăzneala obraznică, care o vedem între fete și băieți, sau desfrâu străzii și a tot ce este în jurul nostru, deci aia nu e o îndrăzneală. Există tupeul, care înseamnă obrăznicia, dacă vreți, și putem folosi și termenul chiar uneori mai mult decât îndrăzneala, adică folosim termenul popular gros de obraz, bă, dar tu chiar n-ai obraz. Deci tot o formă de îndrăzneală. Și apoi este un proverb popular care spune așa, golătatea înconjură, dar foamea dă de-a dreptul. În fața morții, oricine devine îndrăzneț pentru a se salva. Deci, întâi este îndrăzneala biologică sau ieșirea din situație, ieșirea din problemă. N-ai fost în viața ta prin tribunal și deodată prins curaj și te duci și îți aperi dreptul. N-ai fost niciodată să te bați, dar când sare unul la tine de frică, în legitimă apărare, te aperi. N-ai notat în viața ta, dar ți se neacă un copil, sari după el în apă. N-ai avut în viața ta o problemă cu cineva, dar când te-a furat, te-ai apărat sau te-ai dus să-ți cauți dreptul. Deci asta este îndrăzneala biologică. Și apoi mai este îndrăzneala în lucrare și rugăciune. Prima îndrăzneală este a Sfinților. Și ce au făcut Sfinții aceștia? Au îndrăznit să se rupă de lume și să se dăruiască lui Dumnezeu prin lucrarea lor. Pusnicii, cuvioșii, cuvioasele, locuitorii în pustie, temătorii de Dumnezeu, îi găsesc în canonul de pocăință, în canonul către pierile cerești. Călugării, călugărițele, deci e o îndrăzneală de a face ceva nou ce altcineva nu face. Și aceasta se cheamă îndrăzneala cea sfântă. Așa îndrăznești să te lași de fumat, așa îndrăznești să te lași de băut, așa îndrăznești să te lași de desfrânat, de furat, de dat în cap, de mințit, etc. Dar la această îndrăzneală mai apare îndrăzneala în credință. Și Mitropolitul Antonie Plămădeală avea odată o istorioară, am găsit-o printr-o carte scrisă de dumnealui. Spunea că o femeie care trăia din, ați văzut, în vechime de demult, se prindeau pui mici de urs, îi dresai și mergeai cu ei la oamenii bolnavi de șale să-i calce ursul. Bineînțeles că nu-i călca cum te calcă în pădure, acolo când te-a călcat, ești călcat definitiv, ăștia fiind dresați și cu minți și ținuți în lanț și educați. Avea un anumit dans și acel urs cărca bolnavul și se făcea sănătos. Și o femeie care trăia din această ocupație, din această îndeletnicire, deci se ducea cu ursul și călca bolnavii, plecând într-o zi de acasă, l-a legat de gard, i-a pus mâncare ce i-o fi dat acolo și i-a spus, stai cu minte până mă întorc eu. Mergând unde avea de mers, s-a aprins o seară. La un moment dat, ajungând prin pădure, îi apare un urs în tocmai ca ursul ei, identic ca mărime, ca manifestare, ca toate. Și ea se supără așa foarte indignată, îi trage două palme și îi spune, dar ție chiar nu ți ești rușine dacă ți-am spus să mă aștepți acasă și să stai acolo, du-ți umblile la prin pădure, vrei să te rătăcești? Ursul s-a întors cu minte, liniștit, și-a luat-o în pădure, în desiș, ea când a ajuns acasă a găsit ursul legat la locul unde l-a lăsat cu minte așteptându-l. Și abia atunci și-a dat seama că ceea ce a salvat-o a fost curajul, puterea Îngerului Păzitor și îndrăzneala în credință. Pentru că ea, dacă ar fi fost sigură că e un urs sălbatic, reacționa ca atare și putea să fie mâncată. Deci ce înseamnă? Că atunci când ai sinceritatea inimii și curajul inimii și puterea inimii și cele ale naturii ți se supun, pentru că în patericele noastre
pline de sfinți, găsim următoarea învățătură. Omul, prin lucrare duhovnicească, poate atinge starea adamică, adică care a avut-o Adam înainte de cădere, și să știți lucrul acesta. Adam, înainte de cădere, a avut un miros specific în care animalele îl știau ca împărat al lor și îl respectau. Nu exista animale sălbatice și domestice. Noi suntem domestici, animalele sunt de un singur fel. Sunt toate create de Dumnezeu, dar ele s-au răzvrătit împotriva omului datorită mirosului de păcat și de neascultare din el. Iar în pustiu aschetic, dacă ne vom uita, hiena vine la Sfântul Macare și se supune și primește o cara ca rupt un animal și pentru că i-a vindecat puiul, a dus o blană de oaie și Sfântul a bătut-o și a trebuit să o bată și cioban. În altă parte, leul la Gherasim de la Iordan, căra apă. În altă parte, Sfântul Clement avea doi lei în pustie care îl păzeau la ușa chiliei și așa mai departe. La Sfântul Simeon Stâlnicul, când pădurarul a poruncit căprioare și a spus Sfântul Ioan, Sfântul Simeon Stâlnicul îți poruncește să stai și căprioara a stat și în momentul în care a tras cu arcul în ea s-a demonizat și s-a îndrăcit și l-a dezlegat apoi Sfântul spunând să nu mai folosești numele meu împotriva zidirii lui Dumnezeu, pentru că noi trebuie să iubim făptura și atunci de-abia s-a curățat. De ce vă spun lucrurile alea? Simple, care nu țin neapărat de ceea ce e în Evanghelia de azi. Îndrăzneala în credință te face viu. Îndrăzniți, eu am biruit lumea, spune Mântuitorul. Și iarăși spune, fricoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Poate să aibă îndrăzneală un om fricos? N-are, ăla tremure sau ilingău sau clănțău, cum se spune. Deci trebuie să ai îndrăzneala. Și unde întâlnim această îndrăzneală sfântă? O găsim în arenele romane, la Coliseu, când ce făceau martirii? Să duceau singuri în gura leilor și în gura tigrilor să fie mâncați pentru Hristos și rămânea jos mormane de carne și de oase care mai târziu sunt moaștele bisericii noastre care ocrotesc și păzesc, sau dacă vreți, pe creștinii din religia creștină și noi le venerăm și ne închinăm lor. Ce întâlnim în arenele romane? Leul care n-a mâncat inima lui Ignatie Teoforu și când a deschis-o, ce era pe ea? Chipul lui Hristos, pentru că de aceea era și purtător de Hristos. Ce întâlnim în arena romană? Leu care n-a mâncat pe mucenici și îi lingea tălpile și mâinile precum un cățel și spunea tăiați-i capul că face vrăjitorie. Deci era harul Duhului Sfânt care îl proteja. Asemenea și marea, deci repet, asemenea și marea, a făcut la fel la porunca lui Iisus și s-a supus și ca unui creator, pentru că Dumnezeu a creat-o, El a făcut apele, dar și ca unui om fără de păcat. De mă vădește cineva de păcat, să-mi spune sau să arunce sau să mă lovească. Este un text în Sfânta Scriptură la Luca. De ce fără de păcat? Pentru că este singur fără de păcat. Deci este născut fără de păcat, zămislit fără de păcat, răstihnit pentru noi oamenii și a noastră mântuire și înviat a treia zi după Scripturi, dar nu pentru păcatele Lui, ci pentru păcatele noastre. Iată melul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lui. Dacă ne ducem în patirii cu egiptean, mai găsim un lucru frumos și vă spun și acela. Erau doi frați, unul la pustie, unul în mănăstire, la pusnic, la colibă. Și pusnicul respectiv a trimis pe fratele lui cu scrisoarea la celălalt pusnic și a spus, vezi să nu întârzii. Ca să nu iasă din ascultare, s-a dus rapid la malul Nilului, care traversa Egiptul, pustia, și cum a apărut primul crocodil la mal, că ea mănâncă oameni, i-a spus, bătrânul meu îți poruncește să mă treci apa, fiindcă trebuie să ajung de grabă să duc răspunsul lui la bătrânul cu tare și să mă întorc să nu întârzii. Și crocodilul a scos botul, el s-a suit ca pe o corabie, crocodilul a făcut cale întoarsă, l-a trecut apa Nilului, l-a lăsat la malul celălalt, s-a dus direct la bătrânul, dar fratele care din chinovie l-aștepta a văzut, crezând că o să fie nevoie de barcă. Și s-a umflat așa oarecum în pene în sinea lui și a zis, ei, pentru mine că locuiesc în pustie, rugăciunile mele l-au făcut atât de mare pe fratele. Fratele a tăcut și a văzut de treabă. Când a venit vremea să întoarcă înapoi, iarăși era învolburată apa. În momentul când s-a învolburat apa, asta n-a făcut nimic și a pus haina în cap. Pentru că în pustiu Egiptului nu se umbla cum îmblăm noi astăzi în ținuta monahală. Era o rochie lungă din pânză de in ca să nu te muște șerpii de picioare sau scorpioane sau dihănile astea înțepătoare, otrăvitoare. Că ăsta e rolul dulamei până jos.
și să acopere formele corpului, a ridicat și a luat haina respectivă în mână și a trecut prin apă. Cu toate că apa era învolburată, valul a purtat de la un țărm până la celălalt ca să ducă el în ascultarea bătrânului lui. Ăsta când a văzut, s-a dus la bătrânul lui și a spus, dar trimite-mă și pe mine la bătrânul, știi cum, imitația. Noi avem în ortodoxie maimuțăreala. Vedem că unul postește, hop, postim și noi. Vedem că unul citește, hop, citim și noi. Vedem că unul bate mătănii, hop, batem și noi. Vedem că ăla se închină, nu știu cum, hai să-l imităm. Spunem viața Sfântului Vasile, mulți purtau bărbile ca Sfântul Vasile, mulți mergeau ca Sfântul Vasile, mâncau ca Sfântul Vasile, dar n-aveau viața lui Sfântul Vasile. Așa și ăsta din Pateric. Și în momentul în care a venit bătrânul, i-a zis, du-te, dacă tu ții neapărat să te duci, du-te. Dar nu era o ascultare, era o cerere. Și a venit rapid la malul Nilului și a spus, trebuie să mă treci apa dincolo, pentru că trebuie să mă duc la bătrânul cu tare. Crocodilul a venit la mal, el când a pus gura, l-a mâncat. Și acum bătrânul celălalt, văzând din pustie întâmplarea, se adresează bătrânului ăslalt în duș și îi spune, de ce ai îngăduit asta? Pentru păcatele lui, ca să mă înduiască. Așa că sunt minuni care se săvârșesc pentru neștiința noastră. Și de aceea auzim câteodată și chiar trăim acele momente când spune câte cineva, Părinte, nu m-am așteptat, dar mulțumesc Dumnezeu, totul e bine. Ei, acolo e darul lui Dumnezeu, nu neapărat credința ta, dar sinceritatea din inimă. Iar alții scot abonament la mănăstire, poți să-i treci în cartea de muncă cu ani vechime și nu rezolvă nimic. De ce? Ei vin siguri să verifice și să inspecteze dacă liturghia care a dat-o, parastasul care l-a făcut, pomelnicul care l-a dat, canonul care l-a făcut, e izbăvitor și ajutător. Și atunci Dumnezeu nu vrea să ajute. De ce? Mă verifici? Așa întreabă Dumnezeu în sinea Lui. Tu mă verifici pe mine? Las că te verific eu pe tine. Noi ne autoverificăm prin Dumnezeu dacă ne ascultă și El ne verifică dacă avem răbdare. Deci asta e problema. Și îndelungă răbdare, îndelungă am așteptat, spune psalmistul, și Domnul m-a auzit pe mine. La Petru lucrarea a fost într-o clipeală. A călcat în apă, a mers ca pe uscat, s-a îndoit, s-a scufundat. Deci ce arată lucrul ăsta? Că în ortodoxie nu avem praguri fixe. Deci nu avem grade, de exemplu. Poți să fii creștin, monah, preot, duhovnic sau episcop. E un grad administrativ. Dar în sfințenie, deci repet, în sfințenie, acolo gradele nu mai vin așa ca în viața laică. Acolo gradul vine pe măsura intensității. Astăzi poți să fii păcătos cum era tâlharul din rai. Ce a zis tâlharul? Păi, dar uite pe ăsta îl batjocorește și el n-a greșit nimic. Tu de ce îl hulești? Și s-a gândit el așa deodată și a zis, Doamne, ești Tu Fiul lui Dumnezeu, pomenește-mă când vei veni într-o împărăție ta. Și ce frumos scrie Sfântul Ioan Gură de Aur. O, tâlhar, lișalaibii, tâlhar. Ai știut să furi cu limba cele materiale, cu mâna cele materiale și cu limba rai. Deci, vedeți, printr-o singură expresie sensibilă a inimii și printr-o singură străduință. Știți ce a fost aia? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dar era într-o altă formă abstractă la jertfa crucii. Ei, printr-o simplă rugăciune din aceasta, și apoi nu vă mai spun că în pateric există, cu cel care nici nu știa să zică Doamne miluiește, spunea Doamne nemiluiește, adică nu mă milui, el nu știa ce înseamnă ce spune. Și mergând prin ploaie nu se uda. Nu mai spun de cel din pateric care mergea prin foc și nu s-ardea și deodată s-a înălțat cu mintea și a spus la bătrânul lui, ai văzut ce virtute am dobândit eu? Și bătrânul a spus, nu știu, vreau să-mi arăți. Era vorba de Ava Filimon. Ăsta face rapid un foc, sare el rapid în foc, să arate că nu-s frig și-au luat foc hainele pe el, străga, salvați-mă, salvați-mă, că mar. Și îl întreabă bătrân, de ce am pățit treaba aceasta? Pentru înălțarea minții tale. Și dracii fac minuni atunci când vor să înșele pe ceilalți. Așa că și în viața laică, când se stinge candela la citit psaltirea, când scârțiește dulapul, când se sparge geamul, când pocnește oglinda, când crapă cănile prin casă, când pocnesc paturile, e stavarache care râde de voi și zice, uite voi ce-o sporit ăsta. Și el chiar crede că e sporit. Adevărata sporire după Isaxirul e să vezi pururi în străfundul inimii tale, păcatele tale și să le plângi până la ușa mormântului. E cea mai mare înainte vedere. Petru și-a văzut
neputința și a spus: Doamne, ajută-mă! A înțeles că nu poate fără Dumnezeu. Și acest Doamne, ajută-mă e legat de istorioara care v-am mai spus-o o dată de mult și sunt sigur că am repetat-o, sau poate dacă e nevoie am să o repet. Un călugăr se ruga în pustie în chiliuța lui și citea psaltirea. Și dracu a venit la ușă și a bătut. Băi, tu ce faci acum? Ăsta e răspuns, citesc la psaltire. Stai că vin eu la tine. A pus mâna în ușă și a început să împingă de ușă. Diavolul de afară, el din nuntru. În loc să continue psalmii ca diavolul să stopească din puterea Duhului Sfânt, el de acum se lupta cu dânsul corp la corp, ca la baionetă. Dracu a băgat mâna prin ușă și l-a luat de spate și când l-a prins de gât să-l asfixieze, el a strigat cât a putut: Doamne, nu mă lăsa! Dar Iisus Hristos din, deasupra ușii din icoană: eram aici de mult, dar am așteptat să mă chem. Deci, vedeți, voi puteți citi câte o psaltire întreagă, că bine spus citiți câte o psaltire întreagă, dar trebuie să ne și rugăm câte o leacă. Adică la început facem cantitate, nu ne îmbătăm de cantitate și trecem la calitate. Deci asta trebuie să avem noi în mintea noastră. Petru în momentul când a zis Doamne ajută-mă, n-a zis-o că avea credință. A zis-o de spaima și de frica morții. Ei, acest fior al morții când l-a pătruns, băi, mă nec. Am nu știm dacă știa să înnoate sau nu, dacă era pescar categoric, știa să înnoate. Dar s-a rușinat probabil în fața Mântuitorului și s-a intimidat. Și atunci, ce a spus Mântuitorul? Îndrăznește puțin credinciosule. Și întâlnim acest element în Evanghelia cu Duhul mut și lunatica copilului care era scuturat când a întrebat Hristos categoric și clar: Tu crezi că eu pot face aceasta? Da, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci m-am îndoit, dar acum ați convins că tu ai putea o face. E așa și Petru, acum ați convins că ești Fiul lui Dumnezeu. Dar nu era convins de acum pentru că a hrănit popoarele în pustie cu pâine și cu pește, ci era convins că trebuia să moară sănece și l-a salvat. Deci vedeți, aceasta este esența Evangheliei de astăzi. Iar rolul Maicii Domnului exact acesta este. Pentru că mâine vă veți întâlni fiecare în bisericile voastre sau care vor veni aici să fie bineveniți și binecuvântați. Deci vom vedea că rolul Maicii Domnului în actul de mântuire a lumii este tocmai salvarea sufletelor rătăcite în împărăția morții și a diavolului. Și primul suflet care s-a rătăcit și a dat dictonul greșit a fost bătrânul și bietul protopărinte Adam, care în momentul când l-a chemat Dumnezeu și l-a strigat: Adame, unde ești? Adam n-avea identitate, n-a spus: în rai sunt, Doamne. Aici-s. Aici poate fi și în Nicolina, și în Vlădiceni, și în Popreaca, și în Suceava, și la Capul Lumii, și oriunde. Aici, unde păcătuiesc și zac, aici sunt. În păcatele mele cele multe, care bolnăvesc trupul și rănesc sufletul meu, sau îl slăbesc sufletul meu. Că păcatul aduce moartea și moartea este plata păcatului. Deci trebuie să fim îndrăzneți pentru trei lucruri. Pentru dezlegarea păcatelor, fără rușine, și aici, pentru că vorbim de îndrăzneală, trebuie să aveți îndrăzneală și la spovedit. Și când mă refer la îndrăzneala de la spovedit, v-am mai spus odată și repet același lucru pentru 1000 oară. Când vă spovediți, nu mai considerați atâta și vă alintați în sufletul vostru: ai știți, părinte, jumate de oră de introducere ca să spui că ai făcut o întrerupere sau că ai făcut un desfrâu sau așa. Da, domnule, eu le-am făcut, părinte, tai în capul asta, e ce vrei să fac. Deci categoric și deschis, pentru că Dumnezeu se irită și se enervează când vede cu câtă plăcere păcătuiești și cu câtă hipersensibilitate te pocăiești. Vai, cum să-mi stric eu reputația și imaginea? Da, părinte, asta sunt bețiv, sunt fumător, sunt desunat, care-i treaba? Dă-mi o cruce în cap să mă îndrept. Deci, revenirea în sine. Asta este. Deci, spovedania trebuie să aibă îndrăzneală, părăsirea păcatului trebuie să aibă îndrăzneală, iar alături de părăsirea păcatului, îndrăzneala de a făgădui, țineți minte, de a nu mai greși. Făgăduiesc, părinte, înaintea lui Dumnezeu și a tuturor sfinților, să pun început bun de pocăință, că nu voi mai greși să supăr pe Dumnezeu și să devin un creștin vrednic și serios. Amin.
chiar am avut creștini, spun nenorociți când folosesc termenul ăsta, care s-au smintit de această formulă, dar ce părinte mă puneți pe mine sub legătură? Da, dragă, te pun sub legătură. Duhovnicul nu este un instrument de dezlegat păcate, cum tai șișca la animale, știi, tot bagi coceni și ies mărunțe. Nu. Duhovnicul este cel care îți spune călușul în bot atunci când o iei pe drum greșit și te aduce pe cărarea cu indicator care trebuie. Prin ceaslov, prin psaltire, prin acatistier, prin biserică, prin liturghie, prin spovedanie, prin împărtășanie, până te întâlnești cu Dumnezeu pe cărarea vieții tale, unde o fi clipa și ceasul. Noi nu știm clipa și ceasul în care vine Fiul omului. Când s-au întors fecioarele cele nebune ce n-aveau unde lemn în candelă, Hristos le-a spus așa: nu vă cunosc pe voi, că și cele ce aveau unde lemn au intrat odată cu mirele și ușa s-a închis. Să știi cum este undeva tot în ceaslov, la rugăciunea utrenii, vezi să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui, ci strigând: Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, miluiește-mă pe mine. E în rugăciunea ceaslovului la mezonoptică. De ce vă spun lucrurile acestea? În primul rând să avem îndrăzneală față de Dumnezeu și vă spun ce ar place lui Dumnezeu din partea creștinilor: seninătatea aceea pură, în care și atunci când ai greșit și atunci când ai făcut o faptă bună, să fie același. Nu când ai făcut ceva bun să radiezi și să cauți să știe tot satul, vai că ai făcut tu ceva bun, iar când ai făcut ceva rău, te ascunzi așa ca șobolanul sub căchița cu fân și vai să nu știe cineva. Și dacă știe, care e treaba? Mai înainte de noi, Dumnezeu și Îngerul nostru a scris tot. Diavolul a contabilizat deja. Și de ce trebuie să mă înspăimânt eu așa tare că vecinul meu sau vecina mea m-a văzut că iau aghiazmă mare sau nu sunt părtășit? Da, nu ești vrednic. Împărtășanie nu e o insignă. Nu e o emblemă. Mă duc să mă împărtășesc să vadă lumea că-s cinstită. Că tot babele srele și spun: părinte, dar podoaba aia ți-a împărtășit-o? Ei, că am împărtășit-o, ce să fac? De ce? Ca să-i fac ei în ciudă să moară de ciudă, să nu bârfească pe aproapele. Și cu asta închei. Că sta Sfântul Antonie în pustie și după ce a cercetat el tot cerul și pământul, și un om nu oricine, Sfântul Antonie, pătorul monahismului. Și într-o zi s-a înălțat cu mintea și a zis: Doamne, mai este cineva în credință atât de înalt cugetător ca mine? Da, mintea zboară, nu? Omul se înalță. Care din voi nu v-ați uitat în oglindă și vi se pare că sunteți frumoși? Care din voi nu v-ați uitat în buzunar și vi se pare că sunteți bogați? Care din voi nu v-ați uitat în jurul vostru și credeți că sunteți deștepți? Toți avem câte ceva care ne înalță sau ne ridică mustața deasupra ochilor. Și aude un glas. Într-un bar în Alexandria, este acolo o desfrânată de mult mai sus ca tine. Și s-a dus bătrânul atât de șocat la chilia lui și atât de răpit, crezând că e o înșelare de la diavol, și îngerul i-a spus: Antonie, Antonie, nu cuceta așa. Vezi că Dumnezeu nu caută la vedere, la inimă. El știe tainele și rărunchi. Ia-ți de saga, du-te și caută și cercetează. Și ce a găsit acolo în Alexandria? Ce găsim noi azi în barurile Iașului? Stripteze care servesc clienții ca să vină mai mulți, că văd țițe și funduri. Ei, a intrat bătrânul, s-a smintit el în primul rând și nu putea să creadă că Duhul Sfânt stă într-o femeie ușuratică, cum spune Nicodim Aghioritu în Hristoitia. Ce este femeia desfrânată? Cursa tuturor dracilor din iad, adică de acolo vine tot începutul păcatului. Dar în același timp, tot Nicodim Aghioritu spune: ce este femeia? Ușa Raiului, Maica Domnului, cea care ne-a deschis nouă calea mântuirii. Deci ele au și emblema desăvârșirii, dar au și emblema căderii. Eva a deschis ușa la iad, Maica Domnului a deschis ușa la rai. Același gen, femeia. S-a dus și a întrebat o femeie: tu placi cu ceva Dumnezeu? Pleacă călugări de aici și vorbești prostii. Tu nu vezi cum arăt, nu vezi că scursa diavolului din iad, nu vezi că fac păcate aici și desfrânez. S-a dus a doua oară și a insistat: băi, tu placi cu ceva lui Dumnezeu? Și a zis: du-te, părinte, de aici și vezi de treabă. Dar au început să râdă ăștia, bețivanii, de călugărul ăsta, trage de femei. Și-a luat inima în dinți, pentru că îngerul i-a spus: Antonie, nu ceda, du-te și cercetează în amănunt, nu la vedere. Și s-a dus la ea și i-a spus: te leg pe Dumnezeu să-mi spui viața ta.
Și a spus, dacă e așa, părinte, hai deoparte. Sunt mamă de 3 copii, n-am servici, cum e și în ziua de azi, că doar vedeți ce e afară. Am un trup frumos. Frumos ce înseamnă? Ceea ce ne-a lăsat nouă Dumnezeu, că doar sunt oameni hâți și oameni frumoși. Asta e darul, asta e lucrarea. Și a zis, patronul lui nu i-a plăcut decât de trupul meu, dar nu pot să-mi scot copiii în lume să-i nenorocesc. Rabd eu că știu să mă ferez de păcat. Și lucrez în barul ăsta și servesc ticăloșii ăștia. Dacă să pot scăpa de păcate, zice, mi-am luat și eu o idee din Scriptură, să te împotrivești păcatului până la sânge. Și mi-am bătut toți papucii cu cuie și zice, de câte ori pun nesimțiți ăștia mâna pe mine, calc în cuie și mă spar și îmi curge sânge și mă gândesc că pătimesc ca Hristos pe cruce. Și i-a scos papucul și i-a scurs sângele care se prelingea din talpa papucului. A rămas Antonie șocat. Dar ce a spus îngerul în clipa următoare? Nu cele ce ai făgăduit, ci cele ce ai împlinit. Tu te-ai făcut călugăr, ai pustia, ai liniște, ai mănăstire, ai spovedanie, ai chilia, ai liturghie, ai ceaslovul, ai psaltirea, ea stă în mijlocul lumii. Și ce spune în acatistul acoperământului? Bucură-te ceea ce acoperi pe cei tăinuiți de Dumnezeu în mijlocul lumii. Noi ne credem călugări în mănăstire, dar poate sunt călugări și în afara mănăstirii. Deci poate sunt oameni care au nevoința călugărească, pentru că noi nu știm lucrul ăsta. Asta știe Dumnezeu, care le știe pe toate. Și iată, în felul acesta s-a dus Sfântul Antonie folosit la chilia lui în pădure. De ce? Pentru că noi judecăm ceea ce vedem. Dumnezeu judecă ceea ce știe. El cunoaște înăuntru. Așa că pentru viitor, ca să nu vă cufundați în mare, îndrăzniți la pâinea cea înmulțită în pustie, adică în adâncul tainei altarului în Euharistie, îndrăzniți la marea vieții, dar țineți-vă de poala lui Hristos, nu odată strigând, ci de sute de ori, Doamne ajută, țineți-vă tot timpul, măcar cu mâna de corabie, deci nu lăsați să notați singuri în apele tulburi ale mării vieții, și cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom mântui. Amin.